Dar vreau să încep cu dirijintele de clasă, Vântul Ivan Marcuș. Profesor, mi-a fost ideea de educație tehnologică, a fost dirijinte de clasă, mi-a citit biologie. Soția dumneavoastră, Vântul Elena Vasilina, mi-a citit chimia și biologie. În afară de Elena Vasilina, mi-a citit chimia și Soloviov Ivan Alexeievich. Deci, da. Deci, deodată povestesc și cazul Hlazlim. Eram la dumnealui la ore extrașcolare. Anatolie Șupac, Valeriu Popescu ne dau voie să facem experiență în laborator. Am luat sarea Bertolie cu fosfor și la lecția de chimie, sub, la scaun, într-un pachetel, i-am pus sarea de Bertolie amestecată cu fosfor. Clar lucru, vă închipuiți ce s-a întâmplat. Ivan Alexeievich, la sfârșit, 5 minute rămăsesc până la sfârșitul lecției, a spus că facem totalul și s-a șat. Și e clar că a fost o explozie nu prea mare, după care fiecare din noi a trecut pe cabinetul directorului. Nu, atunci era Uzun Anton Fiodorovici, director, la care ne-a predat geografie. Limba și literatura română, Andronic Eugenie Iorina, bunica ta. Astăzi nu este cu noi, sunt de cam regretatul Andronic Ilia Vladimirovici. Mi-a predat fizica și mi-a insuflat, iată, iubirea asta față de fizică, de aceea și m-am dus la specialitate fizică și matematică. De asemenea, la cultura fizică, regretatul Antoci Fiodor Alexeievich mi-a predat și în afară de aceasta s-a ocupat cu noi cu Hambalu și mai multe probe diferite. De asemenea, nu pot să nu aduc ca exemplu pe profesoara de limbă franceză Лавер Лидия Иосифовна. Deci iată, aceștia au fost în istorie noștri, la care până acum despre ei avem o mare, în primul rând, știți, lucrau cu suflet și sufletul lor până acum îi și în noi. De aceea le mulțumim frumos și la mai mult și la mai mare.